și-au dezăpezit trotuarele din comună. Vorbim despre câțiva șomeri din Ciorești care astăzi au muncit în folosul comunității. Inițiativa de a face lună în localitate aparține primarului, care spune că persoanele antrenate astăzi în lucrări beneficiază de ajutor social. Iar potrivit legii lunar, aceștia trebuie să muncească până la 40 de ore pentru comunitate. Pentru ca lucrările să nu fie anevoioase, primăria le-a pus la dispoziție tot utilajul necesar. Localnicii din comuna Ciorești, care primesc ajutor social de la stat, pot servi drept exemplu pentru oamenii din alte localități. Astăzi, aceștia, înarmați cu cele necesare, au dezăpezit trotuarele din localitate pentru ca circulația pe acestea să nu fie una îngreunată. Astăzi să lucrăm, să împlinim 40 de ore. Părere nu foarte bună. Dar ce să faci? Trebuie de muncă. Dacă nu muncești, n-ai. E bine, lucrăm. Dacă în idee de lucru, trebuie să venim să lucrăm. Tocmai din Lucănești venim aici să lucrăm. Ia ca așa. Ca să-ți dea eu un ajutor să întreții familia, ne dă de lucru, ne dă ore. Trei copii și o băbuță la pat am, care șede. Împreună cu soțul avem 40 de ore. Pentru 3.000 de lei. Nu ieși, n-ai de unde pe urmă. Așa că e bun și așa. Primarul spune că în fiecare lună se stabilește un plan al lucrărilor care urmează să fie îndeplinite, iar acest lucru îi responsabilizează pe șomeri. Acesta afirmă că la lucrări participă șomeri înregistrați la Agenția Teritorială pentru Ocuparea Forței de Muncă, care lunar beneficiază de un ajutor social mai mare de 288 de lei. Persoanele care urmează să desfășoare activități în folosul comunității, conform prevederilor legislației în vigoare, fac acest lucru și participă la lucrări de dezăpezire a trotuarilor, a locurilor publice, în fața instituției publice, de la instituțiilor publice pe care le avem în subordine. Sub incidența acestei legi nu cad mamele care îngrijesc copiii, persoanele cu dizabilități, vârstnicii și persoanele cu probleme de sănătate.